Știrea zilei, doamnelor și domnilor, pe cetățeanul.net, Marcel Ciolacu spune că a obosit să aibă dreptate. Colegul meu, Cătălin Pena, comentează. Bună ziua, Cătălin! De ce a obosit Marcel Ciolacu și ce ne așteaptă pe noi? Că înțeleg că intră în vigoare noi măsuri și domnul Ciolacu are mereu dreptate. Păi, domnul Ciolacu tocmai ne-a anunțat astăzi de la sediul partidului că este foarte obosit de treburile țării. Deci domnul Ciolacu a spus motamo. Ce să fac? Tot timpul s-a îndreptate, cum am avut și cu irigațiile. Apropo, cu irigațiile, tocmai a spus că nu există secetă unde sunt irigați. Asta l-a obosit și această cugetare adâncă și constatare. Așa, și a continuat domnul Ciolacu, câteodată obosește să ai dreptate. Deci domnul Ciolacu este obosit, care are dreptate. Dar asta a spus-o în contextul în care, cu diplomația de care în stare, ne-a anunțat că nu s-au mărit taxele, ci doar s-a modificat puțin codul fiscal. Adică e cam bancul ăla cu Maria când o surprinde soțul Ion cu amantul în pat. Și Maria îi spune, Ioane, tu crezi ce vezi sau ce spun eu? Noi trebuie să credem ce spune domnul Ciolacu. Numai că dacă ne uităm în măsurile care s-au luat de modificarea codului fiscal, o să vedem că sunt vreo 20. Și nu au fost doar, cum spune dânsul, niște modificări scoase, că de fapt s-a spus că au fost scoase niște excepții din codul fiscal. Nu, sunt vreo 20 de modificări. Unele care intră de la 1 august și unele care intră din 1 ianuarie 2023 în vigoare. Povestea e că modificări, dar dacă te uiți mai atent, e vorba numai de creștere de taxe, aproape. Cred că sunt câteva, undeva, cum spune dânsul, niște rectificări, niște excepții, dar în rest sunt creșteri. De exemplu, de la 1 august, crește taxa pe jocul de noroc cu până la 40% pe câștiguri. Acum, eu nu știu câți o să mai joace acum, câte venituri mai fi ca să ia ei 40%. Vor să joace pentru că dependenții de jocuri de noroc nu se lasă așa cu una, cu două. Își joc de la gură să se ducă să joace. Da, dar nu numai dependenții joacă și dependenții nu au resurse nelimitate că le termină repede. Marea masă care joacă și la loto sunt oameni normali care joacă bani puțini. Nu știu cât sunt dependenți de joc. Hai să zic că sunt un sfert, dar mai mult n-au cum să fie. Mă rog, hai că nu asta ar fi cea mai mare nenorocire. Să zicem că nici creșterea accizelor la tutun și alcool, cu toate că dacă tutungiu, fumătorul și omul care consumă alcool nu-și mai permite să cumpere, mai reduce din țigările fumate, da? Păi atunci o să scadă și cheltuielile care face, atunci o să scadă și accizele. Mă rog, hai să trecem și peste asta. Dar să scade plafonul, să scad facilitățile fiscale pentru angajații, pentru sectorul construcțiilor și sectorul agricol și al industriei alimentare. De 3 ori să scade acest plafon, de la 30.000 lunar la 10.000 lunar. Păi aici e o problemă. Mai ales că în construcții și în agricultură, noi nu avem forță de muncă. Aducem nepalezi, franchezi, vietnamezi. Aici nu știu ce o să câștige iar statul condus de domnul Marcel Ciolacu printre alții, care este foarte obosit. Nu știu, cred că și domnul Ciucă e obosit. Măi, s-a opărit atâta muncă, Ciolacu. Uite ce spune, doamnă. S-a opărit atâta muncă, Ciolacu, precum ceilalți politicieni. Ferească bunul Dumnezeu, trebuie să plece toți acasă, au distrus țara și poporul român. Începând cu Ion Iliescu până la Iohannis. Toți niște hoți și trădători de țară și de neam. Păi noi am ales, cu ce să fac? Pe cine să alegem? Că am ales până am cules. Care e diferența între domnul Ciolacu și doamna Dăncilă? Afară că domnul Ciolacu are bani. Doamna Dăncilă știe mai multă economie decât domnul Ciolacu. Asta e diferența. Nu a lăsat să se vadă, bănuiesc. Nici doamna Dăncilă a fost mai modest așa.
Hai să ne întoarcem. Ce se întâmplă la 1 august? Cu cele câteva excepții ale domnului Ciolacu, care chiar ne ia de proști. Deci se impozitează contractele part-time la nivelul salariului minim pe economie. Bun, să vedem noi cum să ducem munca la negru în part-time. Adică să vadă domnul Ciolacu, dacă nu o fi prea obosit. Și acum în plină vară, când ne plângem că litoralul e cam gol din cauza prețurilor, se elimină impozitul specific pentru Horeca, ceea ce înseamnă că vor crește prețurile la restaurante, la cazare, pentru că patronii, din antreprenorii din Horeca va trebui să își acopere aceste creșteri de impozit. Și de la 1 august sunt mare, dar vor urma altele și de la 1 ianuarie, unde iar tot la Horeca crește TVA-ul. Deci alte scumpiri la nu știu câte cupoane de alea de vacanță o să mai dea guvernul. Nu, mă rog, crește TVA-ul și la sucuri carbogazoase. La apă plată nu crește, așa că n-ar fi. Iată, cresc toate și o să crească prețurile și te duci cu 100 de lei la piață și nu știi ce cumperi. Asta e problema. Păi da, și suta aia nu o să mai fie 100, că de exemplu crește și impozitul pe dividende. Cine are dividende de luat, da? De la crește și impozitul pe clădiri. De la o să crească și evaziunea fiscală, hai să vezi. Noi vrem în Schengen, dar uite, prin portul Constanța, prin pe acolo, pe la Vama Siret, dar nu intră numai ce nu trebuie să intre în țara asta. Păi... deci o să crească evaziunea, o să crească contrabanda, o să crească... Păi dacă ne amintim securizarea aia frontierilor făcute pentru intrarea în Schengen pe vremea lui ministrului Blaga, cred că era Blaga, ministrul de interne. Da. Păi aia s-a dovedit că a fost tot pe bază de corupție făcută acea securizare. Și atât de securizate e cât intrau ăștia cu, nu știu dacă mai intrau de când a început războiul, cu țigări de contrabandă ca în brânză. Păi și ce crezi că i-ar opri să intre și acum? Și acum intră. Păi acum cred că nu mai ne permitem noi să-i prindem. Probabil că tot despre Ucraina vin majoritate. Nu știu, n-am date, da, dar... să ajungem la Balamuc. Eu zic să-l trimitem pe domnul Ciolacu să se odihnească, dacă tot e obosit, nu? Păi da, dar să-i dăm și bani, că poate să duce la mamaia, să-i dăm și niște bani. O primă de oboseală. Unde crezi că s-ar odihni mai bine domnul Ciolacu? La mamaia, la mamaia sau în Hawaii? La mamaia, că simte că are de mult cheltuie. Adică nu putem să-l trimitem undeva... ca omul de rând, așa, să cheltuie trăirii lui. Să ducă undeva la statutul dânsului. Dar să se odihnească, să vină odihnit ca lumea. Doamne ferește de odihna și de rene și odihnit. Ca să nu zic altfel. Da. Citiți mai multe, oameni buni, pe cetățeanu.net, știrile zilei, știri proaspete, găsiți pe cetățeanu.net. Mulțumesc, Cătălin Pena. Să vedem dacă se va odihni. Să rămână, la revedere. O să ducă la el, la Buzău, acolo. Să mănânce un cârnat de pleșcoi să se mai odihnească. Cine știe. Mulțumesc frumos. La revedere. La revedere.